Cutia cu bomboane otrăvite de Anthony Berkeley. Capitolul 6. Îndrăznesc să cred, reluă Sir Charles, că mulți dintre dumneavoastră trebuie să fie ajuns la aceeași concluzie ca și mine în ce privește identitatea asasinului. Mi se pare că acest caz permite o paralelă atât de izbitoare cu unul din asasinatele clasice, încât similitudinea putea cu greu să treacă neobservată. Mă refer, desigur, la cazul Marie Lafarge. O, exclamă Roger surprins, în ceea ce îl privea, similitudinea trecuse neobservată. Se foi jenat. Acum se gândea, paralela îi se părea evidentă. Acolo, de asemenea, există o soție acuzată de a fi trimis ceva conținând o travă soțului. Dacă acel ceva fusese o prăjitură sau o cutie cu bomboane, este irelevant. Nu ar merge, poate, să... Dar nimeni în posesia facultăților sale mentale nu mai crede că Maria Lafarge a fost vinovată. Îl întrerupse cu o căldură neobișnuită Alice Dammers. Practic s-a dovedit că o prăjitură a fost trimisă de acel contramaestru sau ce era el. Nu se numea Dennis? El avea și motive mult mai importante decât ea. Sir Charles o privi sever. Cred că am spus, acuzată de a fi trimis, mă refeream la fapt și nu la o opinie. Iertați-mă, dădu din cap domnișoara Dammers neconvinsă. În orice caz, eu am menționat coincidența numai pentru cât merită. Să ne întoarcem să reluăm argumentarea din punctul în care am părăsit-o. În acest sens s-a ridicat chiar acum întrebarea, spuse Sir Charles pe un ton subliniat impersonal. Dacă doamna Pennyfather ar fi putut avea un complice, nu conștient, ci inocent, această îndoială m-a stăpânit și pe mine pentru un moment. Dar m-am convins că nu era cazul. Ea a plănuit și a pus în aplicare totul singură. Aceste fiind spuse, Sir Charles se opri, invitând astfel să îi se pună întrebarea evidentă. Roger, plin de tact, îi dădu satisfacție. Cum a putut Sir Charles? Știm că a fost tot timpul în sudul Franței. Poliția a cercetat în special acest aspect. Are un alibi indiscutabil. Sir Charles strălucea de încântare. A avut un alibi indiscutabil. L-am desființat. Iată cum s-au petrecut în realitate lucrurile. Cu 3 zile înainte de a depune pachetul la poștă, Lady Pennyfather a părăsit Mentone și a plecat ostentativ pentru o săptămână la Avignon. La sfârșitul acestei săptămâni s-a întors la Mentone. Semnătura ei se află într-un registru a unui hotel din Avignon. Are nota de plată achitată, totul este perfect. Singurul lucru curios este, după cât se pare, nu a luat-o la Avignon și pe camerista ei, o fată cu o înfățișare elegantă și cu bune maniere, pentru că nota de la hotel era pentru o singură persoană. Și totuși camerista n-a stat în această perioadă în Mentone. S-a evaporat camerista în aer? Întrebă Sir Charles indignat. Da, clătină din cap domnul Kitterwick, care ascultase atent. Înțeleg, ce ingenios! Foarte ingenios îl aprobă Sir Charles, primind cu competență creditul acordat păcătoasei Lady Pennyfather. Camerista a luat locul stăpânei, stăpâna a vizitat în secret Anglia. Și am verificat asta dincolo de orice îndoială. Un agent, acționând după indicațiile telefonice trimise de mine, a arătat hotelierului din Avignon o fotografie a doamnei Pennyfather și a întrebat dacă această persoană a locuit vreodată în hotel. Omul a declarat că n-a văzut-o niciodată în viața lui. Agentul meu i-a arătat o fotografie luată de el cameristei. Hotelierul a recunoscut-o imediat ca fiind Lady Pennyfather. O altă deducție a mea s-a dovedit de asemenea foarte exactă. Sir Charles se lăsă pe spătarul scaunului, își legănă pichinezul, plătind în tăcere un tribut propriei sale inteligențe. Deci Lady Pennyfather a avut totuși un complice? Murmură domnul Bradley cu aerul că discută despre scufița roșie cu un copil de 4 ani. Un complice inocent, ripostă Sir Charles. Agentul meu a chestionat abil pe cameristă și a aflat că stăpâna ei îi spusese că trebuie să plece în Anglia pentru o afacere urgentă. Dar pentru că stătuse în Anglia 6 luni ale anului în cursul, urma să plătească taxele britanice pe venit și chiar numai dacă punea piciorul pe pământul țării încă o dată în acest an.
deoarece avea de gând să petreacă restul anului în Franța, pe de-o parte, și pentru că era vorba de o sumă considerabilă, Lady Pennyfather a sugerat acest plan pentru a economisi bani, adăugând un frumos cadou în banii cameristei. Și nu este nefiresc că aceasta a acceptat. Deosebit de ingenioasă, deosebit de ingenioasă! Făcu o nouă pauză. Aruncă în jur o privire de strălucită încântare, parcă invitând pe cei de față să-și exprime uimirea și profundă admirație. Foarte inteligent din partea dumneavoastră, Sir Charles, murmură Alice Dammers, intervenind pentru a pune capăt tăcerii care se prelungea penibil. Nu dețin nicio probă pozitivă a șederii în Anglia, își arătă Sir Charles regretul, așa încât, din punct de vedere legal, dosarul împotriva ei este incomplet sub acest aspect, dar asta este o chestiune pe care poliția are datoria să o limpezească. Sub toate celelalte aspecte pot afirma că dosarul meu este complet. Sunt mâhnit, nespus de mâhnit că sunt obligat să o spun, dar n-am altă alternativă. Lady Pennyfather este asasina doamnei Bendix. După ce Sir Charles termină de vorbit, urmă un moment de tăcere încărcată. În aer pluteau o mulțime de întrebări, dar nimeni nu voia să înceapă. Roger se uita în gol ca și cum ar fi tânjind să regăsească urmele propriului său vânat. Nu mai încăpea îndoială că, așa cum stăteau lucrurile în acel moment, Sir Charles părea că își demonstrează teoria. Domnul Kitterwick reuși să-și facă suficient curaj pentru a sparge tăcerea. Trebuie să vă felicit, Sir Charles, soluția dumneavoastră este pe atât de sclipitoare pe cât este de surprinzătoare. Numai o întrebare îmi vine minte și anume se referă la motiv, adică la mobilul crimei. De ce ar dori Lady Pennyfather moartea soțului ei dacă ea este în prezent în curs de divorț? Avea vreun motiv să presupună că divorțul va fi respins? Deloc, replică blând Sir Charles, tocmai pentru că era sigură că tribunalul va acorda divorțul. Ea dorea să-l știe mort. Eu nu prea înțeleg, îngâimă nedumerit domnul Kitterwick. Sir Charles lăsă nedumerirea generală să persiste pentru încă câteva clipe, după care procedă condescent la împrăștierea ei. Avea o slăbiciune pentru atmosfera specifică oratorilor înveterați. M-am referit la începutul expunerii mele la o informație pe care o dețineam și care mi-a fost de un ajutor substanțial la găsirea soluției. Acum sunt gata să dezvălui strict confidențial în ceea ce constă această informație. Știți că s-a vorbit despre o logodnă a lui Sir Wistas cu fica mea. Nu cred că voi viola secretul confesiunii dacă vă voi spune că, acum câteva săptămâni, Sir Wistas a venit la mine și mi-a cerut în mod formal să binecuvântez logodna lor imediat ce hotărârea de divorț va fi pronunțată. Nu este nevoie să vă povestesc câte au ieșit la iveală la acea întrevedere. Demn de menționat este faptul că Sir Wistas m-a informat cu argumente convingătoare că soția lui nu fusese deloc dispusă să divorțeze și că până la urmă a înduplecat-o, a făcut un testament în întregime în favoarea ei, incluzând în el și moșia pe care o avea în Worcestershire. Ea avea un mic venit propriu, iar el intenționa să-i asigure în plus o alocație pe măsura posibilităților lui. Dar cum dobânda ipotecilor puse pe moșia lui înghițea aproape jumătate din venit și cum mai avea de sigur și el cheltuielile lui, această alocație nu putea să fie mare. Avea totuși o mare asigurare pe viață, poliță întocmită în conformitate cu aranjamentele maritale ale doamnei Pennyfather. Iar ipoteca pe domeniu era de natura unei dote și expira odată cu moartea proprietarului. Așadar, cum recunoscuse cu sinceritate, nu prea avea ce oferi fiicei mele. Ca și mine, spuse modest Sir Charles, dumneavoastră nu se poate să nu sesizați semnificația acestor fapte. Potrivit testamentului, dintr-o femeie cu un venit mai puțin decât confortabil, Lady Pennyfather ar fi devenit o femeie relativ bogată prin moartea soțului ei, dar la urechile ei ajung zvonuri despre posibila căsătorie între acel soț și o altă femeie, imediat după obținerea divorțului. Ce poate fi mai probabil în asemenea situație decât schimbarea testamentului? Faptul
că a acceptat mita reprezentată de testament pentru a divorța, arată destul de limpede ce fel de caracter are. Este evident o femeie hrăpăreață, lacomă de bani. Asasinatul nu este decât un nou pas normal pentru o asemenea femeie. Și asasinatul e singura ei speranță. Nu cred, concise Sir Charles, că este nevoie să mai insist asupra acestui punct. Pichinezul pendula, în urma unui impuls deliberat. Este extrem de convingător, spuse Roger cu un ușor oftat. Intenționa să transmiteți această informație poliției, Sir Charles? Conform concepției mele, dacă n-aș face-o, aș comite o gravă abatere de la datoria mea de cetățean, replică Sir Charles atât de pompos că era limpede că nu mai avea să ascundă mult ce îi plăcea lui însuși. Aha, observă domnul Bradley, care evident nu-l plăcea pe Sir Charles atât cât să plăcea el însuși. Cum rămâne cu bomboanele? Părerea dumitale este că le-a pregătit aici sau le-a adus cu ea din Franța? Sir Charles dă din mâna agasat. Are vreo importanță? Aș putea spune că e foarte important să stabiliți o legătură între ea și o travă. Nitrobenzenul este ca și cum ai vrea să stabilești o legătură între ea și cumpărarea bomboanelor. Tot atât de ușor era să facă rost de una și ca și de cealaltă. După părerea mea, a devenit atât de ingenioasă în alegerea otrăvii ca și în celelalte acțiuni. Înțeleg. Domnul Brandish mângâie mustața și se uită conspirativ la Sir Charles. Știți, Sir Charles, dacă mă gândesc, de fapt dumneavoastră nu ați reușit să întemeiați deloc un act de acuzare împotriva doamnei Pennyfather. Tot ce ați reușit să dovediți sunt mobilul și posibilitatea. Un aliat neașteptat se alătură domnului Brandley. Exact, exclamă doamna Fleming. Asta voiam și eu să spun. Dacă oferiți poliției informațiile culese de dumneavoastră, nu cred că are să vă mulțumească. Cum spune domnul Brandley, n-ați dovedit decât că doamna Pennyfather este vinovată. Nimic de acest fel. Sunt convinsă că sunteți cu totul greșit. Sir Charles fu atât de surprins că pentru câteva momente nu putu să scoată un cuvânt. Greșit? Izbucni el în sfârșit. Era limpede cu asemenea posibilitate, nu-i venise niciodată în minte. Să zicem că v-ați înșelat, spuse concis doamna Fleming, păstrând un ton sec. Dar, draga mea doamnă, pentru prima dată când Sir Charles nu-și mai găsea cuvintele, dar de ce? Reveni el rătăcit. Pentru că sunt sigură că nu e așa, ripostă doamna Fleming, deloc explicită. Urmărind scena, Roger nu mai știa un moment ce să creadă. După ce fusese hipnotizat de perspicacitatea și siguranța de sine a lui Sir Charles, ajunsese să fie aproape fără să vrea de acord cu acesta, se simțea acum atras de cealaltă extremă. Asta este, tipul ăsta Brandley nu și-a pierdut capul și a fusese perfectă dreptate. În demonstrația lui Sir Charles erau lacune pe care el însuși ar fi putut conduce o trăsură cu 6 cai dacă i-ar fi fost dat să o apere ca avocat pe Lady Pennyfather. Desigur, spuse el meditativ, faptul că înainte de a pleca în străinătate, Lady Pennyfather putea avea un cont la Mason și fii nu este deloc surprinzător. Nici faptul că firma transmitea complimente odată cu notele de plată. Așa cum a spus Sir Charles însuși, foarte multe firme de modă veche și de bună reputație o fac. Și faptul că foaia de hârtie pe care a fost scrisă scrisoarea fusese înainte folosită într-un asemenea scop, nu este nimic nesurprinzător, dacă stăm să ne gândim. Este chiar normal. Oricine ar fi asasinul, i s-ar fi pus problema obținerii hârtiei. Și într-adevăr, faptul că cele 3 întrebări inițiale a lui Sir Charles au primit răspunsuri afirmative, nu pare să fie nimic mai mult decât o coincidență. Sir Charles se întoarse spre acest nou oponent ca un taur rănit. Dar șansele ca punctul meu de vedere să fie corecte sunt enorme, tună el. Dacă este o coincidență, atunci această coincidență este cea mai incredibilă din întreaga mea experiență. Sir Charles a pornit la drum cu prejudecăți, îi spuse domnul Brandley cu blândețe. Și exagerați teribil, știți asta? Se pare că dumneavoastră ați ales una dintr-un milion de șanse. Eu aș lucra pe baza unui raport de 1 la 6. Permutații și combinații, știți?
Să le ia dracu, permutațiile dumneavoastră, domnule, ripostă cu vigoare Sir Charles, și combinațiile la fel. Domnul Brandley se întoarse spre Roger. Domnule președinte, există printre regulile acestui club una care permite unui membru să insulte lenjeria de corp al altuia? În plus, Sir Charles adăugă el, în beneficiu furiosului gentleman, nu port mai eu combinat cu indispensabil. N-am mai purtat de când eram copil. Demnitatea prezidențială nu-i permitea lui Roger să arate, așa cum făceau ceilalți membri, desfătarea pe care i-o produse disputa dintre cei doi. În interesul menținerii cercului, el trebuia să toarne apă, nu gaz pe foc. Brandley, pierzi din vedere subiectul, nu observi? Nu țin să distrug numai decât teoria dumneavoastră, Sir Charles, și nici nu subapreciez în vreun fel modul strălucit în care ați argumentat-o. Dar, ca să ne menținem, trebuie să rezistăm tuturor argumentelor pe care le-ar putea aduce împotriva ei. Asta-i tot. Și cinstit, mi se pare într-adevăr că sunteți înclinați să acordați prea multă importanță răspunsurilor celor trei întrebări. Vreți să spuneți ceva, domnișoara Dammers? Sunt de aceeași părere, spuse hotărâtă domnișoara Dammers. Faptul că Sir Charles a pus accentul pe importanța acestora mi-a reamintit de acel moment de un trup favorit al autorilor de romane polițiste. Dânsul a spus, dacă mi-amintesc exact, că în cazul în care cele trei întrebări vor primi răspunsuri afirmative, va fi tot așa de sigur de vina persoanei suspectate de el, ca și cum ar vedea cu proprii ochi punând o travă în bomboane. Pentru că șansele ca toate cele trei întrebări să aibă printr-o simplă coincidență asemenea răspunsuri, nici nu era demn de luat în considerare. Cu alte cuvinte, dânsul a afirmat cu tărie, fără însă să aducă dovezi sau argumente. Și asta este ceea ce fac scriitorii de romane polițiste, domnișoara Dammers. Se interesă domnul Brandley, zâmbind îngăduitor. Invariabil, domnule Brandley, am observat asta adesea și în cărțile dumitale. Afirmi un lucru cu atâta emfază și cititorul nici nu mai se gândește să analizeze afirmația dumitale. Iată o sticlă cu lichid albastru și una cu lichid roșu, spuse detectivul. Dacă se stabilește că lichidul din fiecare este cerneală, atunci suntem atât de siguri că aceasta a fost cumpărată pentru a umple călimările din bibliotecă, ca și cum am fi citit gândurile mortului. Deși cerneala roșie putea să fie cumpărată de una dintre servitoare pentru a-și vopsi un plovor, spre exemplu, și cea albastră de secretar pentru stilou, sau 100 alte asemenea explicații. Dar orice posibilitate de acest fel sunt în mod deliberat trecute sub tăcere, nu-i așa? Perfect! O aprobă Brandley netulburat. Nu-ți pierde timpul cu lucruri neesențiale. Spune-i pur și simplu cititorului foarte tare ce trebuie să gândească și el o să facă întocmai. Ați înțeles perfect tehnica. De ce nu încercați și dumneavoastră? Este o treabă rentabilă, să știți. Poate am să încerc într-o zi. Oricum, în ceea ce te privește, domnule Brandley, scrii romane polițiste în care se desfășoară acțiunea de detectare. Detectivii dumitale nu stau pe loc așteptând să le spună altcineva cine a comis crima, cum fac așa zișii detectivi în majoritatea așa ziselor romane polițiste pe care le citesc. Mulțumesc, puse domnul Brandley, dar dumneavoastră într-adevăr citiți romane polițiste, domnișoara Dammers? Desigur, spuse domnișoara Dammers respicat. De ce nu? Îl abandona apoi pe domnul Brandley, tot așa de brusc cum îi răspunsese la provocare. Și scrisoarea, Sir Charles, scrisul de mașină? Nu acordați nicio importanță acestor lucruri? Ca detalii, desigur, ar fi trebuit luate în considerație, eu însă am schițat numai în linii mari cazul. Sir Charles nu mai era atât de agresiv. Presupun că poliția va da la iveală probe concludente de această natură. Cred că o să fie greu să găsească vreo legătură între Pauline Pennypacker și mașina de scris folosită pentru această scrisoare, observă doamna Fleming oarecum sarcastică. Starea de spirit luase evident o turnură potrivnică lui Sir Charles, dar mobilul, predă el, acum în defensivă pe un ton ce inspira milă. Trebuie să admiteți că mobilul este indiscutabil. Nu o cunoașteți pe Pauline, Sir Charles, pe Lady Pennypacker.
sugeră domnișoara Dammers. Nu o cunosc. Este evident, comentă domnișoara Dammers. Nu sunteți de acord cu teoria lui Sir Charles, domnișoara Dammers? Își luă inima în dinți domnul Kitterwick. Nu, deloc, spuse domnișoara Dammers, accentuând fiecare cuvânt. Este permis să cunoaște motivul? Mai îndrăzni încă o dată domnul Kitterwick. Sigur că este permis și mă tem că este unul concludent. Eram la Paris când s-a comis asasinatul și exact la ora care s-a stabilit că pachetul a fost dus la poștă, stăteam de vorbă cu Pauline Pennypacker în holul operei. Ce? Exclamă Sir Charles distrus auzind această afirmație care făcea praf tot ce mai rămăsese din frumoasa lui teorie. Bănuiesc că trebuie să vă cer scuze pentru că nu v-am dat această informație mai înainte, spuse domnișoara Dammers pe un ton perfect calm, dar am vrut să văd ce acuzații puteți să-i aduceți și cum sunt argumentate. Și sincer, vă felicit, a fost o demonstrație remarcabilă de raționament inductiv. Dacă nu s-ar fi întâmplat să știu că întreaga ipoteză se întemeia pe o premisă complet falsă, m-ați fi convins aproape cu totul. Dar de ce secretul și înlocuirea de către cameristă, dacă vizita ei nu avea nimic vinovat? Se bâlbâi Sir Charles, în timp ce în minte îi se agitau idei sălbatice cu privirea la avioanele particulare și cât le-ar fi trebuit să ajungă din Place de Opera în Trafalgar Square. Oh, n-am zis că vizita este complet inocentă, răspunse domnișoara Dammers cu un aer degajat. Sir Wistas nu este singurul care aștepta divorțul pentru a se căsători din nou. Și între timp, Pauline, pe bună dreptate, nu vede de ce ar pierde un timp prețios. La urma urmei, nu mai este tânără. Și există întotdeauna o persoană stranie, numită procuror al majestății sale. Puțin după aceasta, președintele ridică ședința, amânând dezbaterile pentru a doua zi. El procedă astfel pentru că nu dorea ca vreunul din membrii cercului să-i moară în brațe de apoplexie. Dragi prieteni, întrerup puțin pentru a vă reaminti să vă abonați la canalul meu Lectură și Relaxare. Este gratis și pe mine mă ajută foarte mult. Puteți lăsa un like, un comentariu dacă v-a plăcut lectura. De asemenea, am deschis și opțiunea de membri, în care veți putea afla ce carte urmează să citesc în premieră, totodată veți putea audia cărțile integral. Vă mulțumesc pentru susținere! Capitolul 7. Doamna Fleming era nervoasă, realmente nervoasă. Răsfoia într-una carnetul de note, fără ca de fapt să caute ceva anume. Cu greu putu să rămână pe scaun până se terminară puținele preliminarii care trebuiau rezolvate înainte ca Roger să-i dea cuvântul pentru a face cunoscută soluția care i-o comunicase în particular Alice Dammer. Era fără îndoială cea corectă. Purtând în minte povara unei asemenea informații, te gândeai că odată în viață doamna Fleming avea o ocazie picată din cer să fie realmente solemnă, dar pentru prima dată în viață ea nu se folosi de această ocazie. Dacă n-ar fi fost doamna Fleming, s-ar putea merge atât de departe cât să se afirme că tremura. Sunteți gata, doamna Fleming? O întrebă Roger, urmărind această manifestare surprinzătoare. Doamna Fleming își arânjă pălăria, care nu o prindea deloc, își frecă nasul, care, necunoscând pudra, nu suferea de un tratament feminin obișnuit. Strălucea doar mai puternic, căpătând o culoare rozalie. Aruncă o privire furișe împrejurul mesei. Roger continua să o privească stupefiant. Doamna Fleming se micșora parcă, retrăgându-se din zona luminoasă a încăperii. Din cine știe ce motiv ocult, ea aborda subiectul cu dezgust real, un dezgust incomparabil chiar și cu cel pe care îl provocase obiectul expunerii ei. Își drese glasul nervoasă. Am o datorie foarte dificilă de îndeplinit, începu ea într-o tonalitate joasă. Abia am putut să dorm noaptea trecută. Ceva mai dezagreabil pentru o femeie ca mine. Este imposibil de imaginat. Se opri să-și umezească buzele. Haideți, doamna Fleming! Se simți Roger obligat să o încurajeze. Problema se pune la fel pentru noi toți, după cum știți. Și v-am auzit ținând un discurs excelent la una dintre premierile propriilor dumneavoastră piese.
Doamna Fleming se uită la el deloc încurajată. Nu mă refeream la acest aspect al problemei, domnule Sheringham, ripostă ea înțepată. Vorbeam de povara care apasă asupra mea ca urmare a celor ce le-am aflat și a teribilei datorii care îmi revine în consecință. Vreți să spuneți că ați soluționat mica problemă? Se interesă irevențiosul domnul Bradley. Doamna Fleming îl privi sumbru. Cu infinit regret, spuse ea cu intonație joasă feminină, dar am soluționat-o. După care doamna Fleming își căpătă stăpânirea de sine. Își consultă un moment notele, apoi începu să vorbească cu un glas mai ferm. Criminalistica am observat-o întotdeauna cu un ochi oarecum profesional. Principalul interes pe care l-a prezentat întotdeauna pentru mine l-au constituit imensele sale potențiale dramatice. Inevitabila crimă, victima predestinată, lupta inconștientă și zadarnică împotriva sorții, asasinul predestinat acționând, la început la fel de inconștient, apoi în deplină cunoștință de cauză. Și neobosit, în vederea împlinirii blestemului său, cauze ascunse, necunoscute poate nici victimei, nici ucigașului, care-i mână ineluctabil spre îndeplinirea destinului. Lăsând la o parte acțiunea și oroarea faptului în sine, am simțit totdeauna că există mai multe posibilități dramatice, reale, în cel mai ordinar sau sorbit asasinat, decât în orice altă situație prin care poate trece omul. Igbesenian, prin faptul că a generat o serie de circumstanțe juxtapuse pe care le numim soartă, Edgar Wallace, prin catarismul provocat de emoțiile ajunse la paradox în sufletul spectatorului sau al martorului. Este deci natural ca eu să abordez cazul într-o oarecare măsură din punct de vedere al vocației mele. Și cu siguranță niciodată n-a fost inventată o situație mai dramatică prin complicațiile ei decât cea de față, dar cu obligația de a clarifica, în orice caz, natural sau nu, aceasta este ceea ce am făcut. Și rezultatul mi-a oferit justificări extraordinare. Am început analiza cazului în lumina uneia din cele mai vechi situații dramatice și foarte curând totul a devenit extrem de limpede. Mă refer la situația pe care domnii ce trec în zilele noastre drept critici dramatici o numesc triunghiul etern. Trebuia să încep desigur cu unul dintre cei trei membri ai triunghiului, Sir Justin Pennifather. Dintre cei doi care erau necunoscuți, unul trebuia să fie femeie, celălalt putea să fie femeie sau bărbat. În acest fel am revenit la o altă, foarte veche și adevărată maximă. Cerchez la fer, îi spuse doamna Fleming, foarte solemnă. Am găsit-o. Până atunci trebuie recunoscut auditorul ei, nu fusese deosebit de impresionat. Nici chiar începutul promițător nu-i mișcase, pentru că toată lumea se aștepta inevitabil ca doamna Fleming să considere de datoria ei să sublinieze rezerva ei feminină de a da pe mâinile justiției un criminal. Frazele sale elaborate, evident învățate pe de rost pentru această ocazie, făcuseră de asemenea să scadă interesul a ceea ce voia ea să comunice. Dar când își reluă expunerea după ce așteptase în van ca cineva să-și manifeste surpriza în legătură cu ultima dezvăluire importantă făcută de ea, dramatismul calculat al stilului fu înlocuit de o seriozitate artificială care era mult mai impresionantă. Nu mă așteptam ca triunghiul să fie unul dintre cele cunoscute, spuse ea, făcând un semn aproape imperceptibil către rămășițele foarte desumflate a ceea ce fusese odată Sir Charles. La Lady Pennifather nu m-am gândit decât o clipă. Subtilitatea crimei, eram sigură, trebuia să reflecte o situație neobișnuită. La urma urmei, un triunghi nu trebuie să implice în mod necesar printre membrii săi un soț sau soție. Trei persoane, oricare ar fi ele, dacă viața le aduce într-o asemenea împrejurare, pot să formeze unul. Împrejurările și nu cei trei protagoniști duc la nașterea triunghiului. Sir Charles ne-a spus că această crimă i-a reamintit de cazul Marie Lafarge și unele aspecte, ar fi putut el să adauge, și de cazul Mariei Ansel. Și mie mi-a reamintit de un caz, dar nu este unul dintre acestea. Cazul Molly Max din New York.
mi se pare mie, prezintă o similitudine mai mare cu asasinatul de care ne ocupăm. Vă amintiți desigur cu toții ce s-a întâmplat. Domnul Corniș, un director al importantului Atlantic Club, a primit prin poștă de Crăciun o cupă mică de argint și o fiolă cu bromoselț pe adresa lui de la club. S-a gândit că îi au fost trimise în glumă și a păstrat ambalajul pentru a identifica pe hârtie expeditorul. Câteva zile mai târziu, o femeie care locuia în aceeași pensiune cu domnul Corniș s-a plâns de dureri de cap și acesta i-a dat o parte din bromoselț. În scurt timp, femeia a murit și Corniș, care luase numai o înghițitură pentru că ea îi se plânsese că este amară, s-a îmbolnăvit grav, dar s-a refăcut. Până la urmă, un om pe nume Molinex, un alt membru al aceluiași club, a fost arestat și deferit justiției. Era o mulțime de dovezi împotriva lui și se știa că îl lura cu înverșunare pe Corniș, atât de mult că odată a vrut să-l și bată. În plus, un alt membru al clubului numit Barnett fusese ucis mai înainte, în cursul acelui an, după ce luase o cantitate din ceea ce a crezut că este un foarte cunoscut praf pentru dureri de cap, ce îi fusese de asemenea trimis la club. Cu puțin timp înainte de episodul Corniș, Molinex se căsătorise cu o fată care de fapt fusese logodită cu Barnett înaintea morții acestuia. Molinex o dorise întotdeauna de soție, dar iar îl preferase pe Barnett. Molinex a fost găsit vinovat la primul proces și achitat la al doilea, apoi a înnebunit. Acum, similitudinea mi se pare perfectă. Cazul nostru este combinația Corniș cu Barnett din toate punctele de vedere. Asemănarea este izbitoare. Avem articolul conținând o travă trimisă la clubul omului. Avem în cazul lui Corniș moartea victimei neintenționate de asasin, păstrarea ambalajului. Avem în cazul Barnett triunghiul, un triunghi ați observat fără soț și soție. Este absolut uimitor. Este de fapt mai mult decât uimitor, este semnificativ. Lucrurile nu se pot întâmpla astfel decât printr-o simplă coincidență. Doamna Fleming se opri și suflă nasul delicat, dar cu emoție. Începuse să se ambaleze și în consecință auditorul ei, dacă nu se auziră exclamații de surpriză sau admirație, ea primi în schimb tributul tăcerii complete, până când fu gata să-și continue expunerea. Am spus că această asemănare este mai mult decât uimitoare, că este semnificativă. Am arătat deosebita ei semnificație mai târziu. Pentru moment este suficient să vă spun că ea mi-a fost de mare ajutor. Sesizarea extremei similitudini dintre aceste cazuri a constituit un fel de șoc pentru mine, dar odată ce am realizat-o, am avut convingerea stranie că tocmai această asemănare oferea cheia soluționării problemelor puse de asasinarea doamnei Bendix. Am fost atât de puternic convinsă încât, într-un fel, de fapt am și găsit-o. Aceste intuiții îmi vin uneori, explicați-le cum vreți, și nu știu să mă fi înșelat vreodată. Nici de această dată nu m-am înșelat. Am început să analizez cazul în lumina afacerii Molinex. Mă va ajuta aceasta din urmă să găsesc femeia pe care o căutam pentru primul? Ce indicații existau în legătură cu Barnett? Barnett a primit pachetul fatal pentru că plănuia să se căsătorească cu o femeie cu care asasinul era hotărât să-l împiedice să se căsătorească. Pe lângă aceste paralele între cele două cazuri mai exista, doamna Fleming își dădu pe spate pălăria nesupusă punând-o într-un unghi și mai puțin decorativ și privi în jurul mesei, cu aerul uneia dintre primii creștini care încercau puterea ochiului omenesc asupra unui grup de lei, îndoielnic intimidați, mai exista și o alta. De data asta, doamna Fleming fu răsplătită cu multe exclamații zgomotoase. Aceea a lui Sir Charles fu cea mai zgomotoasă. O exclamație de indignare și ultragiu, apropiindu-se periculos de o reacție violentă. Domnul Kitterwick scoase o exclamație de teamă ca și cum i-ar fi fost frică să nu fie rănit fizic de schimbul de priviri tăioase dintre Sir Charles și doamna Fleming, ale celui din tâi clar amenințătoare, ale doamnei exprimând fără echivoc sfidarea cu care răspundea acestei amenințări. Președintele exclamă și el, întrebându-se ce trebuia să facă un președinte dacă doi membri al cercului său și încă de sex opus
încep să se bată sub nasul lui. Domnul Bradley uitase de el însuși. Era atât de extaziat încât lăsă să-i scape o exclamație de încântare. Doamna Fleming arăta de parcă voia să dovedească la luptele cu tauri mai mare aptitudini decât el însuși. Dar domnul Bradley nu refuza această onoare câtă vreme i-ar lăsa să stea în rândul spectatorilor. Nici în cursul celor mai îndrăznețe porniri de toreador ale lui n-ar fi avut domnul Bradley curajul să prezinte chiar pe fiica victimei sale ca însăși cazul asasinatului. Putea într-adevăr această magnifică femeie să aducă asemenea argumente încât să demonstreze o idee atât de picantă? Și ce-ar fi dacă până la urmă ar ieși că este adevărat? La urma urmei, un asemenea lucru era foarte posibil. Asasinatele au fost comise de dragul unor femei frumoase și destul de des și mai înainte. Atunci, de ce nu și de dragul frumoasei fiice a unei hodorog pompos? Ar fi extraordinar. Până la urmă și doamnei Fleming îi se tăie respirația pentru ea însăși. Numai Alice Dahmer rămase netulburată cu fața luminată numai de interesul intelectual pentru evoluția disputei dintre colegii ei și rămase impersonală. Trebuia să tragi concluzia că pentru domnișoara Dahmer era lipsit de importanță dacă propria ei mamă era implicată într-un asasinat, câtă vreme amestecul ei în aceasta oferea posibilitatea de ascuțirii spiritului și a simulării inteligenței. Fără să înțeleagă o clipă că un element personal fusese introdus în investigațiile cercului, ea reușit totuși să emane ideea că Sir Charles trebuia în orice caz să fie încântat, la modul detașat, că fiica lui ar fi putut fi în stare de o asemenea acțiune. Sir Charles totuși era departe de a fi încântat. Judecând după venele umflate de pe fruntea lui, era clar că avea să stea gata să facă explozie în el, în câteva fracțiuni de secundă. Doamna Fleming, sureșcitată dar hotărâtă, sări să prevină dezlănțuirea. Am căzut de acord că aici nu se aplică legea împotriva calomniei, țipă ea cu o voce pițigăiată de tulburare. Pentru noi nu există personalități. Dacă iese la iveală numele uneia dintre cunoștințele noastre personale, îl rostim tot atât de răspicat în legătură cu orice, ca și pe cel al unui străin. Acesta este acordul definitiv pe care l-am stabilit aseară. Nu-i așa, domnule președinte? Noi trebuie să facem ceea ce credem că este datoria noastră față de societate, ne luând în seamă niciun considerent personal. Inima lui Roger fost răpunsă pentru o clipă de un fior de spaimă. Nu dorea ca splendidul său cerc să sară în aer, transformându-se în praf și pulveră, fără putința de a fi reunit vreodată. Și deși nu putea să admire temeritatea dezlănțuită a doamnei Fleming, el nu putea face mai mult atunci când era vorba de Sir Charles, decât să o invidieze pentru că el însuși nu o avea. Pe de altă parte, fără îndoială, dreptatea era de partea acestuia și ce altceva putea face un președinte decât să dea dreptate cui se cuvenea. Absolut corect, doamna Fleming, trebuie el să admită, sperând că glasul lui era tot atât de ferm pe cât și-l dorise. Un moment, o flacără albastră, emanând din ochii lui Sir Charles, îl învălui amenințător. Apoi când doamna Fleming, evident încurajată de acest sprijin oficial, își ridică din nou bomba, jetul de foc fu din nou proiectat spre ea. Roger, urmărindu-i pe cei doi înspăimântat, nu se putea abține să nu reflecteze că flăcările albastre sunt lucruri care n-ar trebui niciodată îndreptate spre bombe. Doamna Fleming făcea exhibiții spectaculoase cu bomba ei. Deși ea adesea părea pe punctul de a-i scăpa printre degete, totuși nu-i cădea și nici nu-i exploda. Atunci, foarte bine, am să merg mai departe. Găsisem pe al doilea membru al triunghiului meu. Continuând analogia cu asasinatul Barnett, cine poate fi al treilea? Evident, avându-l pe Molinex prototip, aceasta putea fi numai o persoană hotărâtă să împiedice cu orice preț căsătoria primului membru cu cel de-al doilea. Până aici, după cum ați remarcat, nu sunt în discordanță cu concluziile expuse nouă aseară de Sir Charles, deși metoda prin care le-a obținut a fost oarecum diferită. Și el ne-a vorbit despre un triunghi, fără să definească în mod expres ca atare, poate chiar fără să-l fi remarcat ca atare, și primii membri ai triunghiului lui sunt exact aceiași dintre al meu.
Aici doamna Fleming se opri pentru a răspunde flăcărilor amenințătoare izvorâtă din ochii lui Sir Charles, cu o privire care îl provoca sfidător să o contrazică. Dar cum nu făcuse altceva decât să afirme pur și simplu un fapt pe care Sir Charles nu-l putea respinge, fără să fie nevoie să se explice, că el nu vrusese să spună ceea ce spusese în seara precedentă. Provocarea rămase fără răspuns. Flacăra amenințătoare fu de asemenea diminuată și cu toate astea reieșea clar din expresia tipărită pe fața lui Sir Charles un triunghi identic, prin orice alt nume n-ar suna așa de trivial. Când este vorba însă de al treilea membru, continuă doamna Fleming, cu fermitate sporită în glas, părerile noastre sunt diferite. Sir Charles ne-a sugerat că Lady Pennyfather. Eu nu am plăcerea să o cunosc pe Lady Pennyfather, dar domnișoara Dammers, care o cunoaște bine, îmi spune că toate aprecierile făcute de Sir Charles în legătură cu caracterul ei sunt absolut greșite. Nu este nici meschină, nici hărpăreață sau lacomă și nici, oricum ne-am imaginat lucrurile, capabilă de fapte îngrozitoare pe care Sir Charles, poate, într-adevăr pripit, îi le atribuie. Lady Pennyfather, am înțeles, este o femeie deosebit de cum se cade, blândă și bună la suflet, cu concepții oarecum liberale, ceea ce însă nu o face mai rea, ci dimpotrivă, chiar mult mai bună, după părerea unora dintre noi. Doamna Fleming lăsă să se înțeleagă că era nu numai toleranță față de unele imortalități nevătămătoare, și chiar realmente dispusă să aibă o atitudine de mamă înțelegătoare față de oricare dintre cazurile de manifestare a acestora. Într-adevăr, făcea uneori mari eforturi pentru a propaga această impresie printre prietenii ei. Din nefericire, aceștia persistau să-i aducă aminte că ea refuzase să aibă de-a face cu o nepoată. De îndată ce aceasta din urmă, aflând că bărbatul ei, om de vârstă mijlocie, ținea pentru motive de comoditate încă o amantă în fiecare dintre cele patru colțuri ale Angliei și pentru siguranță și una în Scoția, și își găsise și ea un tânăr care, îndrăgostită peste cap, fugise de acasă. Tot așa cum mă deosebesc de Sir Charles în privirea identității celei de-a treia persoană din triunghi, mersese mai departe doamna Fleming, ignorând fericita memoria prietenilor ei, la fel mă deosebesc de dânsul și prin mijloacele de stabilire a acestei identități. Avem puncte de vedere diferite cu privire la însă și esența problemei. Motivul. Sir Charles a vrut să ne gândim că prin comiterea sau mai degrabă tentativa acestui omor s-a urmărit un câștig material. Sunt convinsă că adevăratul motiv a fost în orice caz mai puțin nobil. Asasinatul, am fost învățați, nu poate fi niciodată realmente justificat. Sunt totuși situații când el se găsește periculos de aproape de o justificare. După părerea mea, cazul discutat de noi este unul dintre acestea. Cheia pentru identificarea celei de-a treia persoană trebuie căutat chiar în caracterul lui Sir Wistas. Să-l studiem puțin. Nefiind constrânși de considerente de calomnie, putem spune de la bun început, din anumite puncte de vedere, Sir Wistas este un om absolut indezirabil pentru societate. Din punct de vedere a unui tânăr, ca să luăm un exemplu, care iubește o fată, Sir Wistas ar trebui să fie ultimul om pe care ar dori să cunoască fata respectivă. El este nu numai imoral, ci și lipsit de scuze pentru imoralitatea lui, ceea ce este mult mai grav. Este ulichea și, în același timp, unul care aruncă bani pe fereastră lipsit de onoare, de scrupule, iar în ce privește femeile, și mai mult, un om care a transformat într-o nenorocire căsătoria cu o femeie încântătoare, cu vederi mult mai liberare în privința obișnuitelor aventuri și inconsecvențe masculine. Perspectiva căsătoriei lui Sir Eustace Pennyfather este pentru orice fată o tragedie, iar perspectiva căsătoriei lui cu fata iubită de un om din tot sufletul, intonă solemn doamna Fleming, este, din punct de vedere al acestui om, absolut intolerabilă. Și un om care este om, adăugă congestionată, nu tolerează ceva intolerabil. Doamna Fleming făcu apoi o pauză pentru a sublinia semnificația profundă a celor spuse. Cortina, actul întâi, comentă în șoaptă domnul Bradley, adresându-se domnului Kitterwick. Kitterwick zâmbi nervos. Capitolul 8. Sir Charles profită de avantajul obișnuit al primului antract pentru a se ridica de pe scaun.
ca mulți dintre noi în ziua de azi, când vine timpul primului antract, dacă bineînțeles nu este vorba de o piesă de teatru a doamnei Fleming. El simțea aproape fizic că nu se poate stăpâni. Domnule președinte, tună el, trebuie să limpezim un lucru. Vrea doamna Fleming să aducă acuzația absurdă că un prieten al fiicei mele este răspunzător pentru această crimă sau nu? Președintele se uită neajutorat la muntele de om care se ridica amenințător asupra lui și a avut un moment dorința să fie orice în afară de președinte. Realmente, nu știu, Sir Charles mărturise el, nearătând niciun curaj cerut de funcție și nespunând niciun adevăr. Doamna Fleming își recăpătase între timp răsuflarea și putea din nou să susțină ea însuși asaltul. Eu n-am acuzat încă o persoană în nume de crimă, Sir Charles, spuse ea cu o demnitate glacială, al cărui efect nu era stricat decât de faptul că pălăria, care se părea că participase la emoțiile stăpânei, era acum turtită anapoda pe urechea stângă. Până aici nu am făcut altceva decât să dezvolt o teză. Domnului Brandley, Sir Charles i-ar fi ripostat cu dispreț, pentru lipsa de franchețe. La dracu cu teza dumneavoastră, domnule! Stânjenit însă de puerilitățile convenției sociale civilizate, cu privire la politețea raporturilor dintre sexe, el nu putu decât să înceapă din nou să arunce flăcări albastre prin ochi. Cu lipsa de onestitate specifică sexului ei, doamna Fleming profită de acest handicap. Și, adăugă ea înțepată, n-am terminat încă. Sir Charles se așeză, alegoria perfectă, dar în timp ce se așeza, mormăi în ciudat în barbă. Domnul Bradley își reținu un impuls de a-l bate pe spate pe domnul Kitterwick și de a-l lovi apoi sub bărbie. Cu o seninătate prea naturală ca să fie întru totul artificială, doamna Fleming procedă la încheierea antractului și la ridicarea cortinei pentru actul al doilea. Prezentându-vă modul de identificare celui de-al treilea membru al triunghiului, a cărei existență am prezis-o, cu alte cuvinte, a asasinului. Voi merge mai departe pentru a vă arăta probe reale și cum aceasta sprijină concluziile mele. Am spus sprijină. Voiam să spun le confirmă dincolo de orice îndoială. Dar care sunt concluziile dumneavoastră, doamna Fleming? Întrebă politicos Bradley. Nu le-ați definit încă. Ați sugerat numai că asasinul era un rival al lui Sir Wissas, la mâna domnișoarei Wildman. Exact, îl aprobă Alice Dahmer. Chiar dacă nu vrei încă să ne spui numele omului, Mabel, n-ai putea să prezinți și să încadrezi lucrurile mai limpede? Domnișoara Damers nu gusta neclaritatea. Îi aducea aminte de neglijență și dezordine. În plus, era realmente extrem de interesată să afle asupra cui arunca vina doamna Fleming. Ea știa că Mabel putea să arate ca un specimen de țignită, să vorbească precum un alt specimen, și să se comporte ca un al treilea. Totuși, în realitate, nu era deloc țignită. Mabel însă era hotărâtă să fie modestă. Mă tem că încă nu pot. Pentru anumite motive doresc mai întâi să aduc toate dovezile. Cred că mai târziu o să înțelegeți de ce. Foarte bine, oftă domnișoara Damers, dar hai să ne ferim de atmosfera de roman polițist. Tot ce dorim este să rezolvăm acest caz dificil, nu să ne mistificăm unul pe celălalt. Am motivele mele, Alice. Se încruntă doamna Fleming făcând un efort vizibil să-și adune gândurile. Unde ajunsesem? Ah, da, probele. Ei bine, acestea sunt foarte interesante. Am reușit să descopăr două probe hotărătoare pe care nu le-a pomenit nimeni până acum. Prima este că Sir Wistas nu era îndrăgostit, doamna Fleming ezită. Domnișoara Wildman, deloc. El intenționa să se însoare cu ea numai pentru banii ei sau, mai degrabă, pentru ceea ce spera să obțină din banii tatălui ei. Sper, Sir Charles, adăugă doamna Fleming glacială, că nu veți considera că vă calomniez, dacă fac aluzie la faptul că sunteți un om extrem de bogat. Acesta este un factor deosebit de important pentru teoria mea. Sir Charles își clătină capul masiv, impozant. Nu poate fi vorba de calomnie, ci pur și simplu de gust, ceea ce nu este de competența mea profesională. Mă tem că ar fi o pierdere inutilă de timp să încerc să vă dau consultații în această chestiune. Asta e foarte interesant, doamna Fleming.
Interveni grăbit Roger pentru a pune capăt acestui schimb de amabilități. Cum ați descoperit? De la valetul lui Sir Wistas, domnule Sheringham, replică doamna Fleming nu fără mândrie. L-am interogat. Sir Wistas nu făcea un secret din asta. Se pare că are mare încredere în valetul său. El spera, după cât se pare, să-și poată plăti datoriile, să cumpere unul sau doi cai de cursă, să-și achite obligațiile legale față de actuala Lady Pennyfather și, în general, să o ia de la capăt cu viața de desfrâu. Îi promisese lui Baker, așa se numește valetul, să-i dea cadou 100 de lire sterline în ziua în care el o va duce pe gâsculiță la altar. Astea-s propriile lui cuvinte. Îmi pare rău că vă rănesc sentimentele, Sir Charles, dar eu mă ocup de fapte și simțămintele trebuie date la o parte când e vorba de fapte. Cu 10 lire am cumpărat toate informațiile dorite. De altfel, informații remarcabile. Se uită în jur triumfătoare. Nu considerați poate, îndrăzni domnul Kitterwick, având aerul de a-și cere scuze, că informațiile provin de la o sursă atât de coruptă, ar putea să fie totuși totalmente nesigure? Sursa pare să fie foarte coruptă. Știți, eu nu cred că servitorul meu m-ar vinde pentru o bagnotă de 10 lire. La așa stăpân, așa slugă, ripostă scurt doamna Fleming. Informațiile lui sunt perfect sigure. Am avut ocazia să verific aproape tot ce mi-a spus, așa încât, în mod justificat, cred că și restul este corect. Aș vrea să vă relatez și altceva din viața personală a lui Sir Wistas. Nu e prea plăcut, dar e foarte, foarte semnificativ. El a încercat să o seducă pe domnișoara Wilman într-o încăpere separată a restaurantului Pugdog. Acest lucru, de exemplu, l-am verificat mai târziu. Evident, pentru a face mai sigură căsătoria pe care o dorea. Din nou vă rog să mă iertați, Sir Charles, dar aceste fapte trebuie dezvăluite. E nevoie însă să completez imediat că încercarea n-a avut succes. În seara aceea, Sir Wistas a remarcat în fața valetului său: poți să duci o gâsculiță la altar, dar nu o poți îmbăta. Asta cred că arată, mai bine decât vorbele mele, ce fel de creatură era Wistas Pennyfather. Vă arăt de asemenea cât de covârșitor și de puternic era motivul că omul care iubea cu adevărat pe fată să dorească să oferească pentru totdeauna de atingerea unei asemenea brute. Și cu asta ajung la a doua probă a dosarului meu. Aceasta este, de fapt, piatra fundamentală a întregii structuri, baza care făcea necesară, după părerea asasinului, omorul și, în același timp, baza pe care eu însumi am reconstruit întreaga crimă. Domnișoara Wilman era disperată, nebunește, irevocabil îndrăgostită de Sir Wistas. Având ca profesie arta obținerii de efecte dramatice, doamna Fleming tăcu câteva clipe pentru a da posibilitatea ca semnificația celor relatate de ea să pătrundă adânc în mintea și sufletul auditorului. Dar Sir Charles era mult prea personal implicat pentru a nu se putea interesa de semnificații. Este permis să se afle cum ați descoperit asta, doamnă? O întrebă el sarcastic. De la camerista fiicei mele? De la camerista fiicei dumneavoastră, răspunse cu dulceață în glas doamna Fleming. Detectarea, descoper, este o distracție costisitoare, dar nu trebuie să ne pară rău de banii cheltuiți pentru o cauză bună. Roger oftă. Era clar că chiar dacă acest copil nenorocos inventat de el nu va muri de o moarte dureroasă, cercul, dacă nu va ajunge deja complet pătrat, va rămâne fie fără doamna Fleming, fie fără Sir Charles Wilman. Și el știa care dintre cei doi n-o să mai vină. Păcat! Sir Charles, pe lângă faptul că avea o asemenea valoare din punct de vedere profesional, era, în afară de domnul Kitterwick, singurul catalizator al elementului literal ce constituia restul cercului. Și Roger, care în tinerețe luase parte la câteva reuniuni literare, era sigur că nu va putea face față unui grup compus numai din oameni ce trăiesc din scris. În plus, doamna Fleming cam depășise măsura în privința bătrânului. La urma urmei, era vorba despre fiica lui. Acum am stabilit, continuă doamna Fleming, că motivul pentru a-l suprima pe Sir Wistas, pe care l-avea omul suspectat de mine, era covârșitor. De fapt, suprimarea trebuia să-i fie apărut acestuia ca singura ieșire dintr-o situație intolerabilă.
urmează să arăt legătura dintre el și cele câteva elemente lăsate nouă de asasinul anonim. Când inspectorul șef ne-a permis să examinăm scrisoarea falsificată a firmei Mason și fiii, eu am examinat-o îndeaproape deoarece mă pricep oarecum la mașinile de scris. Scrisoarea respectivă fusese scrisă la o mașină Hamilton. Omul pe care l-am în minte are o asemenea mașină de scris în biroul său. Ați putea spune că ar putea fi numai o coincidență, Hamilton fiind o mașină de scris foarte răspândită. S-ar putea. Dar dacă aduni mai multe coincidențe care se leagă între ele, ele încetează a mai fi coincidențe și devin certitudini. La fel cum stau lucrurile cu următoarea coincidență, referitoare la hârtia de scris a firmei Mason. Între acest om și firma Mason și fiii există o legătură bine definită. Acum 3 ani, cum poate vă amintiți, firma a avut un mare proces. Nu mi-amintesc detaliile, dar cred că intentase o acțiune împotriva unei firme rivale. Poate vă amintiți Sir Charles? Sir Charles confirmă din cap fără bunăvoință ca și cum n-ar fi fost dispus să-și ajute adversara nici cu această informație lipsită de importanță. Sigur că da, spuse el sec. Un proces împotriva firmei Firley Chocolate Com pentru încălcarea dreptului de autor în materie de reclamă. Eu am fost avocatul firmei Mason și fiii. Vă mulțumesc, dar tot așa gândeam și eu. Foarte bine, deci. Acest om a avut o legătură chiar cu acest proces. El ajuta firma Mason din punct de vedere legal. El trebuie să fi intrat și ieșit adesea din birourile lor. Ocazie de a intra în posesia unei col de hârtie de scris a firmei a avut nenumărate. Șanse de a avea o asemenea hârtie după 3 ani, de asemenea, hârtia avea marginile îngălbenite. Trebuie să fie vorba de 3 ani. Avea o ștersătură. În acel loc sugerez eu, cu 3 ani în urmă fusese scrisă în birourile Mason o notă în legătură cu procesul. Este evident. Toate se potrivesc. Vine apoi chestiunea ștampilei poștale. Sunt de acord cu Sir Charles că putem fi convinși că asasinul, oricât ar fi fost de viclean și dorind să-și fabrice un alibi, nu ar fi încredințat expedierea pachetului fatal nimănui altcuiva, în afară de un complice pe care sunt sigură îl putem exclude. Ar fi fost prea periculos. Numele lui Sir Eustace Pennifather cu greu ar fi putut rămâne neobservat. Și mai târziu legătura ar fi fost stabilită cu ușurință. Asasinul, absolut convins ca toți asasinii dintotdeauna că bănuiala nu va cădea asupra lui, își asumă riscul unui posibil alibi și pune singur la poștă pachetul. Ca urmare este recomandabil, pentru a încheia acuzația împotriva lui, să facem o legătură între acest om și împrejurimile străzii, între orele 8.30 și 9.30 ale serii respective. Surprinzător am găsit această sarcină pe care o credeam cea mai dificilă, că era cea mai ușoară din toate. Omul pe care l-am în minte a participat într-adevăr în acea seară la o masă de aniversare la Hotel Cecil, o reuniune mai exactă a unor vechi prieteni de școală. Hotelul Cecil, nu e nevoie să vă reamintesc, se află în imediata apropiere, unde se găsește cel mai apropiat oficiu poștal. Ce putea fi mai ușor decât să se strecoară afară pentru cele 5 minute de care avea nevoie și să se întoarcă înapoi aproape înainte ca vecinii săi să-i remarce lipsa? Într-adevăr, ce? Murmura absorbit domnul Bradley. Trebuie să vă precizez 2 puncte finale. Vă reamintiți că, atrăgându-vă atenția asupra asemănării dintre acest caz și afacerea Molinex, am remarcat că această similitudine este mai mult decât surprinzătoare. Este semnificativă. Voi explica ce vreau să spun prin asta. Vreau să spun că similitudinea este mult prea mare pentru a fi o coincidență. Cazul nostru este copie deliberată a celuilalt. Și dacă așa stau lucrurile, concluzia este una singură. Acest asasinat este opera unui cunoscut al istoriei criminalistice, a unui criminalist. Și omul la care mă gândesc este un criminalist. Ultimul punct se referea la anunțul din presă care infirma zvonul privind la logodna dintre Sir Eustace Pennifather și domnișoara Wildman.
Am aflat de la baletul lui Sir Wistas că nu acesta a publicat anunțul. Și nici doamna Wilman. Pe Sir Wistas, anunțul a înfuriat. Fusese publicat din propria inițiativă, fără consultarea celor doi de omul pe care l-a acuz de comiterea acestei crime. Domnul Bradley dădu o clipă curs liberei curiozității. Și nitrobenzenul a stabilit cum l-a procurat omul dumneavoastră? Acesta este unul din puținele puncte asupra cărora sunt de acord cu Sir Charles. Nu se găsesc deloc necesar sau posibil să fac o legătură între el și o marfă atât de obișnuită care poate fi cumpărată de oriunde, fără dificultăți și fără să trezească bănuieli. Doamna Fleming făcea eforturi vizibile pentru a se stăpâni. Cuvintele ei, atât de calme și asemănătoare tonului magistraților când sunt citite, fuseseră și până atunci rostite cu un extenuant efort de a le impune o notă de expunere judecătorească. Dar cu fiecare frază, efortul devenise evident din ce în ce mai greu. Doamna Fleming era clar, atât de surescitată, încât se părea că numai câteva fraze în plus i-ar provoca sufocarea, deși celor de față o asemenea intensitate a sentimentelor le apărea întrucâtva inutilă. Se apropia finalul, desigur, dar și asta era o explicație foarte nesatisfăcătoare pentru o față atât de congestionată și pentru o pălărie care ajunsese acum pe ceafă, unde tremura agitată, cuprinsă de compasiune pentru stăpâna ei. Asta e tot, încheie ea brusc. Consider că am demonstrat teoria mea. Acest om este asasinul. Se așternu o tăcere completă. Ei bine, spuse Alice Dammers nerăbdătoare. Cine anume? Sir Charles, care o urmărise pe oratoare din ce în ce mai încruntat, trânti amenințător un pumn în masă. Exact, mrâie el. Spuneți odată lucrurilor pe nume, împotriva cui sunt îndreptate aceste insinuări ridicole, doamnă. Se înțelegea că Sir Charles nu era de acord cu concluziile doamnei, înainte de a ști care sunt acestea. Acuzații, Sir Charles, îl corectății până gâtuită de surescitare, doamna Fleming. Dumneata pretinzi că nu știi? Într-adevăr, doamnă, ripostă cu o monumentală demnitate Sir Charles. Mă tem că n-am idee. Și atunci doamna Fleming deveni agreabil de dramatică, ridicându-se încet în picioare ca o regină într-o tragedie, cu deosebire că reginele din tragedii nu-și poartă pălăriile tremurând la ceafă. Și dacă fețele li se congestionează strălucind de purpuriu din cauza emoției, ele le acoperă cu cosmetice adecvate, ignorând zgomotul înăbușit, imperceptibil, cu care se răsturnase pe podea scaunul pe care ședea, indicând cu un deget cuprins de agitație de-a curmezișul mesei, îl înfruntă pe Sir Charles cu fiecare centimetru al trupului ei bondoc. Dumneata! Țipa ascuțit doamna Fleming. Dumneata ești omul. Degetul ei întins zvâgni ca o pamblică atinsă de elicea unui ventilator. Semnul lui Cain îți este scris pe frunte, asasinule. O tăcere impregnată de oroare se așternu. Domnul Bradley se încleștă în delir de brațul domnului Kitterwick. Sir Charles reuși să-și refacă glasul pierdut pentru o clipă. Femeia e nebună, izbuti el să rostească. Văzând că n-a fost împușcată pe loc și nici aruncată în aer de fulgerul albastru al ochilor lui Sir Charles, posibilități de care se cam temuse, doamna Fleming, ceva mai puțin isterică, trecu la amplificarea acuzației. Nu, nu sunt nebună, Sir Charles, sunt foarte, foarte sănătoasă. Îți iubeai fica cu dragoste îndoită pe care un om ce și-a pierdut soția o simte pentru singura ființă feminină ce i-a rămas. Te considerai îndreptățit să mergi oricât de departe pentru a împiedica să cadă în mâinile lui Sir Wistas Pennyfather, pentru a împiedica exploatarea tinereții, a inocenței și a bunei ei credințe de către o asemenea săcătură. Pe baza propriilor dumitale vorbi, eu te condamn. Ne-ai spus că nu este nevoie să relatezi tot ce s-a întâmplat în cursul întâlnirii pe care ai avut-o cu Sir Wistas Pennyfather. Nu! Pentru că atunci trebuia să dai la iveală faptul că l-ai informat că mai repede l-omor cu propriile dumitale mâini decât să-ți vezi fica măritată cu el.
și într-adevăr când lucrurile au atins un stadiu, dată fiind pasiunea și îndârjirea sărmanei fete și hotărârea lui de a profita de firea ei, când nu-ți mai rămânea decât mijlocul de a împiedica dezastru în afară de actul suprem, nu ai dat înapoi de a-ți folosi mâinile, Sir Charles Whitman. Dumnezeu să te judece pentru că eu nu pot. Respirând greu, doamna Fleming își ridică scaunul răsturnat și se așeză pe el. Sir Charles, remarcă domnul Bradley, a cărui expirație reținută amenința să-i desfacă cusăturile vestei. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva din partea dumitale. Asasinat? Prea de tot, zău! Prea de tot! De data asta, Sir Charles nu acordă nicio atenție credinciosului său tăun. Era îndoielnic chiar dacă l-a auzit. Acum, când își dădea în sfârșit seama că doamna Fleming își formulase cu seriozitate acuzațiile și nu fusese victima unui atac trecător de nebunie, respirația lui ajunsese alarmant de tumultoasă, la fel ca a domnului Bradley. Fața lui împurpurată pe măsură ce a doamnei Fleming revenea la normal, căpătase aspectul proastei din fabulă care n-a știut momentul când, continuând să se umfle, va exploda. Roger, pe care izbucnirea doamnei Fleming îl zăpăcise într-un asemenea hal, încât momentan nu se sizease întreaga gravitate a celor spuse, începu să se alarmeze pentru situația bătrânului. Dar Sir Charles găsi la timp supapa de siguranță a oratoriei. Domnule președinte, explodă el prin supapă, dacă nu este potrivit să consider cele spuse de această doamnă drept o glumă, chiar dacă este o glumă de prost gust cu putință, trebuie cumva să iau în serios toate aceste tâmpenii absurde? Roger ridică o privire spre doamna Fleming, a cărui față arăta acum ca o masă de granit, și înghiți o gură de aer. Totuși, oricât ar califica-o Sir Charles de absurdă, adversara lui făcuse o demonstrație și nu una inconsistentă și neargumentată. Cred, spuse el, cât mai prudent cu putință, că dacă era altcineva în discuție și nu dumneavoastră, Sir Charles, ați fi fost de acord că o acuzație de acest fel, când iese susținută cu argumente reale, trebuie luată în serios, cel puțin în măsura în care este nevoie să fie respinsă. Sir Charles pufni pe nas, iar doamna Fleming clătină de câteva ori din cap cu vehemență. Dacă respingerea este posibilă, observă domnul Bradley, dar trebuie să admit că personal am fost impresionat. Mi se pare că doamna Fleming a reușit să-și susțină teoria. Doriți să mă duc să dau un telefon la poliție, domnule președinte? Vorbea cu aerul unui om conștiincios și serios, gata să-și facă datoria de cetățean, oricât ar fi fost de dezagreabilă. Sir Charles îi aruncă o privire încărcată de amenințări, dar, încă o dată, păru că își pierde glasul. Nu încă, spuse moale Roger. Nu am auzit încă răspunsul lui Sir Charles. În sfârșit, bănuiesc că putem să-l auzim, spuse concis domnul Bradley. 5 perechi de ochi se ațintiră asupra lui Sir Charles, 5 perechi de ochi îl fixară cu încordare. Dar Sir Charles, luptându-se din răsputeri cu sine însuși, continua să tacă. Așa cum așteptam, murmură domnul Bradley, nu există posibilități de apărare. Chiar și Sir Charles, care a scăpat în ultimul moment de la spânzurătoare atâți asasini, nu poate găsi nimic de spus într-un caz atât de evident. E foarte trist. După privirea cu care îl străpungea pe cel care îl tortura, se putea deduce că Sir Charles ar fi putut găsi multe de spus, dar dacă ar fi fost numai ei doi, singuri. Așa cum stăteau lucrurile însă, nu putea decât să clocotească în el. Domnule președinte, spuse Alice Dummer cu obișnuitul ei spirit de inițiativă, am de făcut o propunere. Sir Charles pare că confirmă prin tăcerea sa că este vinovat și domnul Bradley, ca bun cetățean, dorește să-l dea pe mâna poliției. Ascultați, ascultați, observă bunul cetățean. Personal, mie mi-ar părea rău să fac asta. Cred că sunt multe de spus în favoarea lui Sir Charles. Asasinatul, se spune, era inevitabil antisocial. Dar este oare așa? Sunt de părere că intenția lui Sir Charles de a scăpa omenirea și întâmplător pe propria fică de Sir
Wista's Penny Father poate fi considerată ca un important serviciu adus societății, că intenția lui a dat greș și că o persoană inocentă a căzut victimă este un fapt lipsit de semnificație, chiar dacă doamna Fleming părea gata să sară, părea să stea la îndoială dacă Sir Charles trebuie condamnat, un juriu ar face în mod sigur, deși ea a adăugat că nu se simte competentă să-l judece. Eu sunt de altă părere. Fiind o persoană de o inteligență sper normală, mă simt competentă să-l judec și consider că noi toți cinci, suntem competenți să-l judecăm. De aceea sugerez să-l judecăm noi înșine. Doamna Fleming ar putea juca rolul procurorului. Cineva? Propun pe domnul Bradley. L-ar putea apăra. Toți cinci constituim un juriu care va decide prin vot majoritar împotrivă sau pentru Sir Charles. Vom respecta rezultatele votului și dacă este potrivnic, trimitem după poliție. Dacă este favorabil, ne angajăm să nu suflăm un cuvânt despre vina lui în afara acestei încăperi. Poți supune această propunere aprecierii cercului? Roger îi răspunse cu un surâs dezaprobator. Știa precis că domnișoara Dahmer nu credea în vina lui Sir Charles, cum nici el nu credea și înțelegea că ea voia să-l necăjească pe eminentul avocat. Cu un pic de cruzime, dar fără îndoială, gândea că îi va prinde bine. Domnișoara Dahmer pretinsese întotdeauna că ea lua în considerație și reversul medaliei și că, deci, este de părere că e foarte bine ca uneori pisica să fie hăituită de șoarece. Ca urmare, pe semne, gândea că e foarte salutar pentru un om care urmărise în justiție pe alți oameni pentru crime de omucidere, să se găsească și el odată în situația de a face față unei acuzații atât de îngrozitoare. Domnul Bradley, pe de altă parte, deși evident nici el nu credea că Sir Charles era asasinul, își bătea joc de el, nu din convingere, ci pentru că numai așa putea să se răzbune pe Sir Charles pentru succesul obținut de acesta în viață, succes care pentru domnul Bradley nu părea prea posibil. Nici domnul Kitterwick, gândea Roger, nu credea serios în posibilitatea ca Sir Charles să fie vinovat, deși el continua să se arate încă atât de alarmat de temeritatea doamnei Fleming și de a face o asemenea sugestie încât nu era întru totul posibil să-și dea seama ce crede de fapt. Roger era aproape sigur că nimeni nu se îndoia în realitate de inocența lui Sir Charles, cu excepția doamnei Fleming și poate după înfățișarea pe care o avea a lui Sir Charles însăși. Acum, așa cum declarase acest gentleman ultragiat, o asemenea idee cântărită la rece era în mod clar cea mai absurdă tâmpenie. Sir Charles nu putea fi în mod clar vinovat, pentru că, ei bine, pentru că era Sir Charles și pentru că asemenea lucruri nu se întâmplă și pentru că era evident că el nu poate fi vinovat. Pe de altă parte însă doamna Fleming dovedise cu multă acuratețe că era vinovat. Sir Charles nici măcar nu încercase încă să demonstreze că nu era așa. Nu era pentru prima dată. Roger dori foarte sincer ca scaunul prezidențial să fi fost ocupat de oricine altcineva în afară de el. Mă gândesc, repetă el, ca înainte de a face orice pas, trebuie să auzim ce are de spus Sir Charles. Sunt sigur, spuse președintele amabil, amintindu-și fraza potrivită, că dânsul va da un răspuns complet tuturor acuzațiilor. Apoi, rămase în așteptare uitându-se la Sir Charles. Sir Charles părea că ieșise într-adevăr din norul de furie care l-acoperise. Se așteaptă într-adevăr de la mine să mă apăr împotriva acestei isterii, lătră el. Foarte bine. Admit că sunt criminalist, ceea ce doamna Fleming pare să considere condamnabil. Admit că am luat parte la o masă dată în acea seară la Hotel Cecil, ceea ce pare suficient pentru a mi se pune ștreangul de gât. Admit de îndată că viața mea personală a fost târâtă în public în pofida bunului gust și a decenței și că mai degrabă l-aș strangula pe Sir Wista's cu propriile mele mâini decât să-l văd căsătorit cu fica mea. Făcu o pauză, își trecu pe frunte cu mâna obosită. Nu mai era formidabil, ci mai degrabă un bătrân năucit. Roger simți o deosebită părere de rău pentru el,
dar doamna Fleming își susținuse acuzația prea bine pentru a mai putea fi cruțat. Admit toate astea, dar niciuna dintre ele nu constituie o dovadă atât de grea încât să fie luată în seamă la un tribunal. Dacă doriți să dovedesc că nu eu am trimis de fapt bomboanele acelea, ce ar trebui să spun? Aș putea aduce pe cei doi vecini de masă, care ar putea să jure că nu mi-am părăsit niciodată locul până trebuie să fi fost ora 10. Pot dovedi cu alți martori că fiica mea a consimțit, în urma insistențelor mele, să abandoneze ideea căsătoriei cu Sir Wistas și că a plecat de bunăvoie la niște rude de ale noastre, în Devon, unde va rămâne o bucată de timp. Dar trebuie să admit că toate astea s-au întâmplat după data expedierii bomboanelor. Pe scurt, doamna Fleming a reușit cu o remarcabilă abilitate să ansambleze un dosar aparent îndemăiat împotriva mea, deși se bazează pe o prezumție greșită. Îi atrag atenția că avocații pedanți nu intră și ies din birourile clienților când vor, ci îi întâlnesc de obicei pe aceștia numai în prezența avocaților consultanți și în biroul celor din tâi, fie în propriul lor birou. Sunt gata să accept dacă cei de față consideră recomandabil ca această chestiune să fie cercetată oficial. Mai mult, eu salut o asemenea investigație, deoarece numele meu a fost în mod abuziv ponegrit. Domnule președinte, vă rog în calitatea dumneavoastră de reprezentant al întregului cerc să întreprindeți în acest sens orice acțiune pe care o credeți potrivită. Roger se angajă imediat pe drumul prudenței. În ceea ce mă privește, Sir Charles, eu sunt absolut sigur că raționamentele doamnei Fleming, deși remarcabil de inteligente, au pornit, cum a spus și dumneavoastră, de la o simplă premiză greșită. Și într-adevăr e o chestiune de pură probabilitate. Eu nu pot să concep un tată trimițând bomboane otrăvite logodnicului prezuntiv al propriei sale fiice. O clipă de gândire i-ar arăta că este practic inevitabil că până la urmă bomboanele să-i fie oferite fiicei sale. Am părerea mea proprie despre acest asasinat, dar chiar lăsând asta la o parte, nu trăiesc convingerea că acuzația adusă de Sir Charles n-a fost cu adevărat dovedită. Domnule președinte, îi tăie vorba aprinsă doamna Fleming. Dumneavoastră puteți spune că vă place, dar în interesul... Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule președinte. O întrerupse tăios domnișoara Damers. Este de necrezut ca Sir Charles să fi putut trimite bomboanele acelea. Oho! Opină domnul Bradley, căruia îi părea rău că îi se stricase plăcerea atât de repede. Ascultați, ascultați, spuse domnul Kitterwick, surprinzător de categoric. Pe de altă parte, continuă Roger, îmi dau seama că doamna Fleming este îndreptățită să pretindă investigația oficială cerută de Sir Charles, numai puțin decât care este preocupat de onoarea numelui său. Și sunt de acord cu el că dânsa a adus o acuzație întemeiată la prima vedere, ceea ce face să fie demnă de a fi supusă unor cercetări. Dar ceea ce aș dori să scot în evidență este faptul că până la urmă numai 2 membri din 6 au luat cuvântul. Și nu este imposibil ca după ce ne-au venit rândul la toți, să fie date la iveală alte teorii, încât cea pe care o discutăm acum să devină cu totul nesemnificativă. Oho, murmură domnul Bradley, ce surpriză ne ascunde valorosul nostru președinte! Ca urmare, propun în mod formal, concise Roger, ignorând privirea acră ce i-a aruncat doamna Fleming, să lăsăm complet deoparte discutarea în interior sau în afara acestei camere, a chestiunii referitoare la Sir Charles. Timp de o săptămână, cu începere de azi, când oricare dintre membrii care ar dori va putea să reia pentru a adopta o hotărâre și dacă nimeni nu este dornic să fie dată uitării definitiv și pentru totdeauna. Supunem la vot. Cine este pentru? Propunerea a fost adoptată în unanimitate. Doamna Fleming ar fi dorit să voteze împotrivă, dar nu avusese încă ocazia să facă parte dintr-un comitet în care propunerile să nu-i fie adoptate în unanimitate. Și obișnuința a fost mai tare decât ea. Apoi ședința a fost ridicată și toată lumea plăcând cu un sentiment de apăsare.
Capitolul 9. Roger ședea la masă în camera lui Moresby la Scotland Yard și își legăna nervos picioarele. Moresby nu era de niciun ajutor. V-am spus, domnul Sheringham, îi se adresă inspectorul șef pe un ton răbdător. N-are niciun rost să încercați să mă trageți de limbă. V-am spus tot ce se știe aici. V-aș ajuta dacă aș putea ști și dumneavoastră. Roger pufni neîncrezător, dar am ajuns pur și simplu într-un impas. Tot așa și eu. Vom bani Roger și nu-mi place. Cu timpul o să vă obișnuiți, domnule Sheringham, îl consolă Moresby, dacă veți continua să vă îndeletniciți cu astfel de probleme. Pur și simplu nu pot merge mai departe, se lamentă Roger. De fapt, nici nu cred că mai vreau. Sunt practic convins că am mers pe o pistă cu totul greșită. Dacă într-adevăr cheia enigmei se află în viața personală a lui Sir Wistas, atunci el o ascunde ca dracu însuși. Dar eu nu cred că se află acolo. Făcu Moresby, care credea că acolo se află. I-am interogat prietenii, până când s-au săturat să mă mai vadă. Am recurs la toate mijloacele pentru a fi prezentat prietenilor lui. Și i-am interogat și pe aceștia. Am hăituit pe membrii clubului. Și ce-am descoperit? Că Sir Wistas nu era numai indiscret, cum îmi sugerase-i dumneata, ci și un palavragiu patentat, tipul absolut dezagreabil. Din fericire, mai rar decât presupun femeile care vorbește despre succesele lui amoroase, dând nume, deși cred că în cazul lui Sir Wistas este vorba de lipsă de imaginație și nu de lipsă de bun simț născut. Înțelegi, cred, ce vreau să spun. Am adunat o mulțime de nume de femei și toate duc nicăieri. Dacă o femeie ar fi fost la originea acestei fapte, până acum aș fi auzit în mod sigur de ea. Și n-am auzit. Și cum e cu cazul acela din SUA pe care noi l-am considerat ca având o oarecare asemănare cu al nostru, domnule Sheringham? A fost citat aseară de o membră a cercului, spuse Roger întunecat. Și ea a făcut o deducție destul de interesantă, prin analogie cu el. A, da, dădu din cap inspectorul șef. Bănuiesc că trebuie să fi fost doamna Fleming. Ea crede că Sir Charles e vinovat, nu-i așa? Roger îl privi surprins. Cum dracu ați aflat asta? Aha, da, vrăjitoarea bătrână și lipsită de scrupule v-a trimis informația, nu-i așa? Nici vorbă, domnule, ripostă Moresby cu un aer virtuos, ca și cum jumătate din cazurile dificile rezolvate de Scotland Yard n-ar fi fost aduse pe pista cea bună cu ajutorul informațiilor primite. Nu ne-a spus un cuvânt și cu toate că nu vreau să afirm că n-ar fi fost de datorie ei să o facă, dar sunt puține lucruri pe care le fac și chiar pe care le gândesc membrii cercului dumneavoastră și pe care noi să nu le știm. Suntem filați, răspunse Roger încântat. Da, mi-ai spus de la început că vom fi supravegheați. Bine, bine, dacă așa stau lucrurile, aveți de gând să-l arestați pe Sir Charles? Nu, domnule Sheringham, îi răspunse grav Moresby. Atunci, spune-mi ce gândești despre teorie. A prezentat un act de acuzare foarte impresionant. Aș fi fost surprins, spuse prudent Moresby, dacă aș ajunge să fiu convins că Sir Charles a început să asasineze el însuși oameni în loc să ne împiedice pe noi să spunzurăm pe alții asasini. Mai puțin rentabil, desigur, îl aprobă Roger, dar cu siguranță nu poate fi nimic real în asta, dar este o idee nostimă. Și dumneavoastră, ce teorie vreți să prezentați, domnule Sheringham? Moresby, n-am nici cea mai mică idee și mâine seară totuși trebuie să vorbesc. Presupun că pot să inventez ceva ca să scap cu obrazul curat, dar sunt dezamăgit. Roger reflectă un moment. Cred că adevăratul necaz vine de la faptul că interesul meu pentru acest caz e pur și simplu academic. Toți ceilalți au avut un interes personal și asta numai ca să te simuleze mai mult să mergi mai departe, dar într-un fel te și ajută realmente să o faci. Cunoști mai multe detalii scăpate din vedere în general și ai o viziune mai intimă a trăsăturilor mai puțin cunoscute ale oamenilor în cauză. Ei bine, domnule Sheringham, remarcă Moresby, un pic malițios, poate că acum veți fi de acord cu noi, cei de aici, care nu avem niciodată un interes personal, dacă prin asta vreți să înțelegeți a privi un caz dinăuntru și din afară, avem o mică scuză atunci când ne împotmolim într-un caz.
ceea ce, fiindcă veni vorba, adăugă cu mândrie profesională Moresby, se întâmplă extrem de rar. Sigur că da, răspunse cu căldură Roger. În sfârșit, Moresby, trebuie să duc la bun sfârșit înainte de prânz dezgustătoarea sarcinii a cumpărării unei pălării noi. Ești dispus să mă filez până la Bond Street? S-ar putea ca după aceea să intru într-un hotel învecinat și poate ți-ar făcea plăcere să ai prilejul să mă filezi și până acolo. Îmi pare rău, domnule Sheringham, spuse cam iritat Moresby, dar eu am ceva de lucru. După acestea, Roger își lua la revedere și plecă. Se simțea atât de deprimat că în locul autobuzului luă până în Bond Street un taxi pentru a-și reface moralul. Roger, care fusese ocazional la Londra în timpul războiului, își reamintea obiceiurile interesante ale șoferilor de taxi din acea perioadă, nu mai luase niciodată un taxi de când autobuzele erau tot atât de bune. Memoria publică este, după cum se știe, extraordinar de trecătoare, dar prejudecățile publice sunt în egală măsură extraordinar de durabile. Roger avea motive să fie deprimat, se afla, așa cum spusese lui Moresby, nu numai într-un impas, dar era din ce în ce mai convins că mersese pe o pistă complet greșită și posibilitatea că toată ostenarea pe care și-o dăduse în legătură cu cazul să se dovedească a fi un timp pierdut îl întrista. Interesul lui inițial pentru această afacere, deși mare, fusese, cum abia acum își dădea seama, numai de natură intelectuală, așa cum l-ar fi avut pentru orice asasinat plănuit cu abilitate. Și în ciuda contactelor stabilite cu cunoscuții diversilor protagoniști, el continua să se simtă penibil de străin de caz. Lipsea acea legătură personală care să-l determine să se încleșteze într-adevăr în el. Începea să creadă că este vorba de unul din acele cazuri care necesită cercetări nesfârșite, pe care un particular nu are calificare, nici răbdarea și nici timpul să le efectueze și care în realitate nu pot fi rezolvate decât de poliția oficială. Hazardul însă și două întâlniri întâmplătoare în cursul acelei zile și la interval de aproximativ o oră determinară o schimbare radicală a felului cum apărea acest caz în ochii lui Roger și transformară în sfârșit interesul său dintr-unul intelectual într-unul personal. Primul a avut loc în Bond Street. Ieșind din magazinul de pălării cu pălăria nouă așezată pe cap în unghiul cel mai bun, văzu venind spre el pe doamna Vereker Le Majorel. Doamna Vereker Le Majorel era mică, delicată, bogată, relativ tânără și văduvă și îl plăcea pe Roger. De ce nici chiar Roger, care își avea și el porția lui de vanitate, nu înțelegea? Dar de oricâte ori îi oferea ocazia, ea îi se prosterna la picioare, metaforic, desigur. El n-avea nicio intenție să-i dea ocazia să o facă la propriu și își ridica spre el, în extaz, ochii mari ca stamii. Însă vorbea, pe scurt, vorbea și iar vorbea. Roger, căruia îi plăcea mai mult să vorbească el însuși, nu putea suporta asta. Încercă să se repeadă spre cealaltă parte a străzii, dar nu reuși să pătrungă șuvoiul de mașini. Era încolțit. Cu un zâmbet vesel, ce ascundea gânduri criminale, el strică acuratețea unghiului în care fusese așezată frumoasa lui pălărie. Doamna Vereker Le Majorel se cramponă fericită de el. O, domnule Sheringham, exact persoana pe care doream să o întâlnesc. Domnul Sheringham, te rog să-mi spui, strict confidențial, desigur. Te ocupi într-adevăr de această îngrozitoare afacere a morții doamnei Bendix? O, nu-mi spune că nu, Roger. Te rog să-mi spui că sperasem să o faci. Roger încercă să-i spună că sperase să o facă, dar ea nu-i dădu posibilitatea. O, într-adevăr, nu o faci, dar este prea îngrozitor. Trebuie, știi, trebuie realmente să încerci să descoperi cine a trimis bomboanele acelea lui Sir Wistas Pennyfather. Eu cred că este urât din partea dumitale să n-o faci. Roger, cu un zâmbet înghețat al relațiilor civilizate pe față, încercă din nou să intervină cu un cuvânt fără rezultat. Am fost îngrozită când am auzit, pur și simplu îngrozită. Doamna își exprima groaza prin gesturi. Înțelegi? Eu și doamna Bendix eram prietene bune, foarte intime. De altfel am fost la școală împreună. Ai ceva de spus, domnule Sheringham?
Roger, care lăsase să scape un mrâit neîncrezător, confirmă grăbit din cap. Și lucru îngrozitor, într-adevăr teribil, este că doamna Bendix și-a provocat singură toată nenorocirea. Nu este înspăimântător, domnule Sheringham? Roger nu mai dori să scape. Ce-ați spus? Reuși el să strecoare trei cuvinte din nou neîncrezător. Presupun că este ceea ce se numește tragedie ironică. Doamna a început să se întindă fericită la vorbă. Categoric a fost destul de tragic și n-am auzit vreodată ceva să fi fost atât de îngrozitor de ironic. Știi despre pariul pe care l-a făcut cu soțul ei, desigur? Cel pentru care ar fi trebuit să-i dea o cutie de bomboane și dacă el n-ar fi trebuit să-i o dea, Sir Wistas nu i-ar fi oferit-o pe cea otrăvită, ci i-ar fi mâncat-o și ar fi murit el însuși, ceea ce, după tot ceea ce se spune despre el, ar fi fost o binecuvântare. Ei bine, domnule Sheringham îi spuse cu un glas de șoaptă conspirativă, se uita atent în jur, n-am spus nimănui altcineva, dar ți-o spun dumitale, pentru că știu că ai să o apreciezi. Te interesează ironia, nu? O ador, spuse mecanic Roger. Da, și? Ei bine, doamna Bendix nu juca cinstit. Ce vrei să spui? Întrebă Roger, care nu mai înțelegea nimic. Doamna Vereker, surescitată, gusta prin senzația pe care trăia în clipa aceea lângă Roger, o plăcere ce nu era de natură artistică. Ea n-ar fi trebuit să facă deloc acel pariu. Un blestem a căzut asupra ei, un blestem teribil, desigur, dar înspăimântător e faptul că ea însăși l-a declanșat într-un fel. Sunt teribil de amărâtă din cauza asta. Realmente, domnule Sheringham, abia am avut curajul să sting lumina când mă culc. Când văd fața doamnei Bendix uitându-se la mine din întunericul camerei, e îngrozitor. Și pentru o clipă fugară, fața doamnei reflecta emoția pe care o pretinsese tot timpul că o simte. Arăta total răvășită. De ce nu ar fi trebuit doamna Bendix să facă pariul? O întrebă Roger nerăbdător. O, de ce? Pentru că văzuse piesa înainte. Am fost împreună chiar în prima săptămână când a început să se joace. Ea știa cine este vinovatul. Pentru numele lui Dumnezeu, Roger fu chiar mai impresionat decât își dorise doamna. Soarta răzbunătoare, din nou, niciunul nu suntem invulnerabili în fața ei. Justiție poetică, vrei să spui? Ciripi doamna, care nu înțelesese această remarcă. Da, așa a fost într-adevăr, deși realmente pedeapsa a fost cu totul disproporționată față de crimă. Dumnezeule, dacă toate femeile care înșală în legătură cu un pariu ar trebui să moară, unde am ajunge? Întrebă cu o sinceritate inconștientă. Da, răspunse Roger plin de tact. Doamna își aruncă rapid privirea întâi în sus, apoi în jos și își umezi buzele. Roger avea impresia stranie că ea nu vorbea ca de obicei, numai de dragul de a vorbi, ci o făcea inconștient și involuntar pentru a scăpa de tăcere. Părea că este mai degrabă deprimată de moartea prietenei ei decât dornică ca de obicei să facă impresie și că găsea un fel de ușurare în a sporăvăi. Lui Roger îi se păru interesant de notat că, deși probabil ținuse la femeia moartă, simțea acum un fel de impuls să facă, parcă împotriva voinței ei, aluzie la faptele ce o discreditau pe aceasta, chiar în timp ce îi aducea laude. Parcă ar fi putut, în acest fel, blamând-o pe moartă și învinovățind-o, să găsească o subtilă autoapărare împotriva morții însăși, sortită tuturor oamenilor. Dar de ce dintre toți oamenii, tocmai doamna Bendix? Asta nu-mi intră în cap, domnule Sheringham. Niciodată n-aș fi crezut că doamna Bendix ar fi putut să facă un lucru ca acesta. Ea era o fată atât de bună, poate un pic cam strânsă cu banii dacă ne gândim cât era de înstărită, dar asta nu înseamnă nimic. Desigur știu că a fost numai o glumă. A vrut să se amuze pe seama soțului, dar am fost întotdeauna convinsă că era o fată teribil de serioasă, dacă înțelegi ce vreau să spun. Sigur, zise Roger, care înțelegea englezește tot atât de bine ca majoritatea englezilor. Vreau să spun că de obicei oamenii nu vorbesc despre onoare și adevăr și a juca cinstit și toate aceste lucruri care se înțeleg de la sine. Dar doamna Bendix o făcea. Ea spunea tot timpul că asta nu este onorabil,
că ailaltă nu e un joc cinstit? Ei bine, a plătit pentru că nu a jucat cinstit, biata fată. Nu? Mai mult, cred că toate astea dovedesc adevărul proverbului. Care proverb? O întrebă Roger, aproape hipnotizat de acest șuvoi de vorbe. Cum? Că apele limpe sunt adânci? Doamna Bendix trebuie să fi fost foarte adâncă, mă gândesc acum. Era evident că este condamnabil din punct de vedere social să fie adânc. Nu că aș vrea să spun ceva împotriva ei acum când e moartă sărmana, dar vreau să spun că, după părerea mea, psihologia este extrem de interesantă. Nu ți se pare și dumitale, domnule Sheringham? Absolut fascinantă, aprobă grav Roger. Eu mă tem că trebuie să... Dar ce gândește omul acela, Sir Winston Spennyfather, despre toate astea? Îl întrerupse doamna, pe a cărui față se putea citi un moment dorința hotărâtă de răzbunare. La urma urmei, el poartă toată răspunderea pentru moartea ei? Da. Roger nu avea o afecțiune deosebită pentru Sir Winston, dar în acest moment se simțea constrâns parcă să-l apere împotriva acestei acuzații. Nu cred, totuși, că trebuie să spuneți asta. Pot și o fac, afirmă doamna cu pricina. L-ai cunoscut, domnule Sheringham? Am auzit că este un specimen oribil. Tot timpul aleargă după o femeie și când se satură de ea, o aruncă ca pe un nimic. Este adevărat? Mă tem că nu-ți pot da această informație, spuse Roger glacial. Nu-l cunosc deloc. Ei bine, toată lumea vorbește că acum este încurcat cu o altă femeie. Revenind doamna puțin mai roșie în obraj decât ar fi fost de așteptat de la delicatele adausuri cosmetice cu care încerca să se ajute natura. 7-8 persoane mi-au spus. Cu Madame Bryce? Nici mai mult, nici mai puțin. Știi, soția magnatului petrolist. Sau ce fel de magnat o fi? N-am auzit niciodată de ea, zice Roger, deși nu era așa. Totul a început, spune lumea, acum o săptămână. Turui mai departe neobosită, palavra joaica. Să se consoleze pentru că n-a pus mâna pe domnișoara Wilman, cred eu. Slavă Domnului, Sir Charles a avut inspirația să pună piciorul în prag. Așa a făcut, nu? Așa am auzit mai alaltă el, oribil bărbat. Era practic o situație atât de îngrozitoare ca răspunderea practică pentru moartea a doamnei Bendix. Să-l mai potolească, să-i mai bage mințile în cap, nu? Dar nici vorbă. În ceea ce mă privește, eu cred că el... Ai mai văzut vreun spectacol în ultima vreme? Întrebă Roger cu voce tare. Doamna rămase cu privirile pironite spre el și un moment perplexă. Spectacole? Da, sigur, am văzut aproape tot, cred. Dar de ce, domnule Sheringham? Mi-a venit așa în minte. Noua revistă de la Pavilion e un spectacol bun, nu? În sfârșit, mă tem că trebuie... Oh, nu, te rog! Doamna a avut un tremur delicat. Am fost acolo în seara dinaintea morții doamnei Bendix. Nu există un subiect să ne îndepărteze de acesta un moment, se gândi Roger. Lady Cablestock a avut o lojă și m-a rugat să vin și eu cu grupul ei. Da? Roger se întreba dacă ar da pur și simplu la o parte pe această femeie și ar traversa imediat strada, ar fi considerat grosolan. Bun spectacol, spuse el, cu totul anapoda, trăgându-se nerăbdător spre colțul străzii. Mi-a plăcut schiciul Triunghiul Etern, în mod deosebit. Triunghiul Etern? Repetă zăpăcită. Da, mai ales spre sfârșit? Oh, atunci se poate ca eu să nu-l fi văzut. Am sosit cu câteva minute mai târziu, mă tem. Dar de altfel, spuse cu patos, doamna, se pare că în toate eu ajung prea târziu. Roger observă în sinea lui că cele câteva minute erau un euforism, cum de altfel erau mai toate declarațiile doamnei, în legătură cu ea însăși. Triunghiul Etern nu fusese cu certitudine prezentat în prima jumătate de oră a spectacolului. O, Roger își a țintit privirea la un autobuz care se apropia. Vă rog să mă scuzați. În autobuzul ăsta este un om care are să-mi spună ceva. Scotland Yard, șopti el conspirativ. Oho, înseamnă că te interesezi de moartea doamnei Bendix, domnule Sheringham. Te rog să-mi spui, n-o să suflu o vorbă nimănui. Roger privi în jur cu un aer misterios și se încruntă important. Da, confirmă el, ducându-și degetul la gură. Dar niciun cuvânt, desigur, îți promit.
Roger remarcă însă dezamăgit că femeia nu părea să fie atât de impresionată cum sperase el. Ba chiar fu înclinat să creadă după expresia feței că ea bănuia cât de infructuoasă fusese eforturile lui și dintr-o dată îl cuprinse amărăciunea că s-a angajat la o treabă ca asta care îi depășea puterile. Când autobuzul ajunse în dreptul lor, Roger sări pe scară din mers, temându-se parcă de o demascare a incapacității sale și simțind în ceafă privirile pline de groază celor doi ochi mari căprui ațintiți asupra lui, urcă în autobuz și se așeză după o exagerată verificare a celorlalți pasageri, alături de un omuleț total inofensiv, cu o pălărie tare pe cap. Omulețul care întâmplător era slujbaș la o firmă de construcții de pietre funerare din Tuting, se uita la el cu o răceară subliniată. Era o mulțime de scaune neocupate în jurul lor. Autobuzul intră în Piccadilly și Roger coborâ la clubul Rainbow. Luă din nou masa cu un membru al clubului. Roger își petrecuse cea mai mare parte a timpului în ultimile 10 zile, invitându-și cunoscuții și cei mai îndepărtați de la Rainbow sau chiar invitat de ei să ia masa la club. Până acum, din toată strădania zadarnică nu ieșise nimic și nu se aștepta ca astăzi să fie altceva. Nu că invitatul actual nu ar fi fost dispus să discute despre tragedie. Fusese coleg de școală cu Bendix, află el imediat și era gata să-și asume pe baza acestei legături răspunderea pentru aceasta. Ca urmare, începu să se laude că este mai intim legat de această afacere decât ceilalți membri ai clubului. Lăsa să se înțeleagă că este chiar mai strâns implicat decât Sir Wistas însăși. Astfel de om era invitatul lui Roger. În timp ce discutau, un bărbat intra în restaurant și trecu pe lângă masa lor. Invitatul lui Roger tăcu brusc. Noul venit dădu din cap cu o mișcare neașteptată spre interlocutorul lui Roger și trecu mai departe. Invitatul se aplecă peste masă și vorbi cu tonul coborât și grav a celor care au avut o revelație. Vorbești de lup. Acesta este Bendix. Îl văd prima dată aici după nenorocire. Sărmanul, l-a zdrobit cu totul. N-am văzut niciodată un bărbat atât de devotat soției sale. Devenise de pomină. Ai văzut ce palid era? Toate acestea fură spuse într-o șoaptă plină de tact, care pentru cel care îl privea, dacă s-ar fi aflat să se uite spre ei, ar fi fost mai invitoare chiar decât o conversație în gura mare. Roger aprobă din cap, zărise fața lui Bendix și fusese izbit de înfățișarea acestuia, înainte chiar de a afla identitatea. Fața era palidă, descompusă și brăzdată de durere, cu o expresie îmbătrânită prematur. Ei bine, se gândi el acum, foarte emoționat într-adevăr. Cineva trebuie să facă un efort. Dacă asasinul nu este imediat descoperit, o să-l curețe pe omul ăsta. Oarecum anapoda și neîndoielnic, fără tact, zise tare. Nu prea a părut interesat de dumneata. Înțelesesem că sunteți prieteni foarte apropiați. Invitatul arăta încurcat. O, în situația actuală, trebuie să-ți dai seama, spuse el. În plus, nu am fost prieteni chiar atât de apropiați. De fapt, el era mai mare decât mine cu un an sau doi, sau chiar trei. Locuiam de asemenea și încă mine deosebite. Ei, desigur, el urma cursul modern. Îți poți închipui pe fiul tatălui său făcând altceva, în timp ce eu eram printre nevoiașii de la clasic. Înțeleg, zise Roger grav, realizând că legătura reală dintre invitatul său și Bendix se reducea la faptul că fusese la aceeași școală și că Bendix îi dăduse un picior în spate. Și cu asta nu mai puse alte întrebări. În timp cât rămăseseră împreună, nu mai fu prea atent la ce îi spunea interlocutorul său. Îl săcâia tot timpul în gând, dar nu reușea să identifice exact conținutul. Cândva, undeva în cursul ultimei ore, simțea el îi fusese transmisă o informație vitală și el nu izbutise să-i sesizeze importanța. Numai o jumătate de oră mai târziu, când își îmbrăca pardesiul și renunțase pentru un moment să mai încerce să-și constrângă creierul, să-i cedeze prada, îi fulgeră prin minte ideea neașteptată și uimitoare. Încremeni pe loc, cu pardesiul jumătate îmbrăcat. Drace, zise el în șoaptă.
S-a întâmplat ceva, prietene?" întrebă invitatul, înmuiat acum de prea mult Porto. "Nu, mulțumesc, nimic," zise grăbit Roger, revenind iar pe pământ. Ajuns afară, chemă imediat un taxiu. Probabil pentru prima dată în viața sa, doamna Vereker LeMessurier dăduse cuiva o idee constructivă. Restul zilei, Roger fu într-adevăr foarte ocupat.